Hai să mergem la cumpărături în Finlanda, la Lidl. Luăm niște banane, 1,50 euro kilogramul, mai luăm niște portocale, 2,39 euro, niște pâine de pus la cuptor, 70 de cenți, luăm și o pâine din această feliată, care iese ea mai greu de aici, dar am scos-o, 1,63 euro, niște mere, 1 euro kilogramul, ouă, undeva la 2 euro, 10 bucăți, niște vită pentru ciorbiță, 5,30 euro, cam scumpă, la 300 de grame, o baghetă, la 1 euro, proaspătă, niște cutii de fasole, 50 de cenți, un Pringles, 2,50 euro, aceto balsamic, 2 euro, cafea, 30 de capsule, 9,50 euro, luăm și un iaurt, 1,20 euro, niște cartofi, 3 euro, Pepsi, 2 sticle, 4,30 euro și s-a umplut coșul, hai să mergem acasă. Da, dragi prieteni, cam asta e tot ce am cumpărat din Lidl, în Finlanda, cu aproximativ 50 de euro. Să recapitulăm, avem un Pepsi, ouă, avem oțet, avem fructe, avem legume, pâine, o ronțeală de Pringles, de cartofi congelați, cafea, fasolică și cam asta e tot. Scrieți în comentarii dacă vi se pare mult, vi se pare puțin sau cum vi se pare prețurile comparabil cu România. Haideți să pare și bonul. Acesta este bonul, după cum vezi, aproape 38 de euro, adunat cu 12,20 euro pentru că am avut două vouchere, că am returnat niște prețuri. În total ar fi 50 de euro și 16 cenți.